Și-a deschis un abător ilegal acasă, unde sacrifica bovine și apoi vindea carnea. Este vorba despre un bărbat de 35 de ani din satul Mărândeni, raionul Folești. Potrivit poliției, anterior individul a mai fost amendat pentru această activitate ilicită. În urma perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat 250 de kilograme de carne, 61 de bovine, dintre care doar 23 aveau crotaliile de identificare și un cal. Audiat de polițiști, acesta nu a putut prezenta documente permisive. Animalele și produsele în valoare de 840.000 de lei au fost confiscate. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o amendă de până la 9.000 de lei.